Zeci de mașini ZAC abandonate pe domeniul public pe raza municipiului. Este o problemă pentru noi toți, care deja începe să-și găsească rezolvarea. Polițiștii locali buzoieni și-au propus să curețe trotuarele de mașinile abandonate. Totul în urma unei ample acțiuni demarate astăzi pe raza municipiului Buzău. Poliția locală Buzău și 10 Urbi Service RL Buzău au demarat, începând cu data de 25.10.2017, o acțiune pe raza municipiului pentru eliberarea străzilor de mașinile abandonate și cele cu proprietari neidentificat, de unde au fost ridicate 3 astfel de vehicule, în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local 173/2016 pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor, autovehiculelor, remorcilor care staționează nereglementat pe domeniul public sau privat al municipiului Buzău. Buzoienii care nu au dat curs somației primite se vor trezi că atât mașinile abandonate cât și bunurile aflate în interiorul acestora vor fi ridicate și depozitate de Urbiserv în locurile special amenajate de la sediul societății. Campania de eliberare a străzilor de mașinile abandonate și cele cu proprietar neidentificat va continua și în perioada următoare.